Primăria Hârșov a finalizat proiectul de asfaltare prin PNDL de 10 km, un proiect prin care am asfaltat și aproximativ 1,3 km la Vadoi și aproximativ 700 de metri la ferma 1, două străzi acolo, aveam Vărate cu și Voronețul. Diferența de străzi, ca lungime până la 10 km, asfaltând străzi din Hârșova, străzi care unele n-au fost asfaltate niciodată, altele au fost asfaltate acum 30 de ani, oricum, altele foarte degradate. Deci am intrat cu prioritate pe străzi care într-adevăr necesitau o asfaltare pentru a asigura cetățenilor un confort, să spunem, pentru secolul 21. Cum ați decis care sunt străzile care vor fi asfaltate? Aceste străzi, am stabilit o ordine de asfaltare în baza unui studiu, unei expertize. Expertize ce mi-a arătat gradul de degradare a străzii respective. Și în funcție de gradul de degradare am stabilit o ordine a asfaltării, astfel încât cetățenii au putut vedea că nu am reasfaltat străzi asfaltate, ci efectiv, cum spuneam, am asfaltat străzi foarte degradate sau chiar străzi care nu au fost niciodată asfaltate, doar cu piatră sau cu pământ, o singură stradă. Aveam o stradă cu pământ. Da, da, una singură, restul numai cu piatră amenajată, străzi vechi. Și o stradă cea mai degradată a fost în studiul de în expertiză ne-a arătat că strada Tudor Vladimirescu era strada cea mai degradată. Acesta a fost motivul pentru care a fost pe listă strada numărul 1. Noi le-am finalizat și începem să reabilităm, să spunem, trotuarele, dar numai pe, le-am explicat cetățenilor, am fost și am vorbit cu dumnealor și le-am explicat că voi reabilita doar intrările în curți, intrare poartă mică, intrare poartă mare, adică vom pune cu borduri micuțe, cu pavele, cum veți vedea că am făcut și le-am spus că diferența de trotuar va fi amenajat de către autoritatea locală prin completare cu pământ negru, pământ vegetal, astfel încât să venim să punem flori. Vor vedea cetățenii că se va finaliza undeva 2-4 ani de zile racordarea orașului la rețeaua națională de gaze. Iar din discuțiile avute, prin proiectare, aceste rețele vor veni prin trotuar și atunci nu vreau să intru să amenajez trotuare pentru ca undeva într-un an, doi, când vor începe lucrările, să le stricăm. Da? Eu voi accesa un alt proiect privind reabilitarea trotuarelor. Știu că am 10 km de asfalt, știu că trebuie să reabilitez 20 de kilometri de bordură. Da? Și atunci, după ce voi finaliza și proiectul acela cu gazele, voi accesa un proiect de reabilitare a 20 de kilometri de trotuar, astfel încât să finalizăm în întregime acest proiect de reabilitare a străzilor în orașul Hârșova. Este vorba despre alocarea unei finanțări prin programul PNDL, finanțare asigurată de bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale pentru obiectivul de investiții asfaltare străzi din orașul Hârșova. Valoarea totală a investiției este de 9.324.000 de lei, din care alocare de la bugetul de stat de 8.880.000, iar contribuția proprie a bugetului local de 444.000 de lei. Traseul proiectat pentru aceste alocări este pentru o lungime de 10 km. Ne aflăm în satul Vadoi, unde au fost efectuate aproximativ 2 km de străzi asfaltate. Urmează a fi executate lucrările care țin de intrările în locuințe, porțile mari, porțile mici, borduri, pavele și, v-am spus, lungimea străzilor executate, aproximativ 2 km. Sunt străzi care nu au fost asfaltate, deci, niciodată. Mai avem o zonă, deci este vorba despre strada Pescaru și strada Plopilor, unde s-au executat și două podețe, pentru că mereu erau probleme cu apele de infiltrație, în momentul când crește primăvara, nivelul Dunării, deci
apele nu aveau cum să se scurgă și s-au executat și două podețe. Ne aflăm pe una de pe strada Primăverii, deci care este finalizată în proporție de 90%, deci asfalt, borduri, trotuare, intrările în curțile oamenilor. Urmează să finalizăm și pe străzile Ioan Cotovu, Minervei, Câmpului, Alexandru Ioan cel Bun. Deci sunt străzi care sunt asfaltate și urmează amenajarea de pe partea de trotuare, intrările în curțile oamenilor, amenajări de spații verzi, de rigolele, unde ne permite locul, vom face rigole. Diferă lucrările în funcție de complexitatea terenului și de acum și posibilitatea oamenilor. Sunt unele zone unde nu ne permite să punem pavele, trebuie să venim să punem umplutură de beton, unde avem posibilitatea punem spațiu verde. Aici este o zonă mai circulată, pentru că această stradă duce către Biserica Sfântul Ioan Constantin și Sfântul Constantin și Elena, și de aceea am ales opțiunea pentru trotuare, de să fie făcute mai late, mai... Este asfaltată o porțiune de aproximativ 800 de metri, deci cele două străzi, Văratec și Voroneț, la fel cu borduri, urmează să se amenaja în funcție de priorități. La ferma 1 și la Vadoi nu au fost asfaltate niciodată.